Salut! La mine e 9 și un sfert, sunt în drumul taberei București și în calendar e 15 ianuar. E ziua nașterii lui Mihai Eminescu, născut Mihail Eminovici, în familia unui căminar boier de la Ipotești, pe lângă Botoșani, care a ajuns poet publicist. A ajuns atât de cunoscut încât românii l-au proclamat poet, autor național și de ziua lui au numit Ziua Culturii Naționale. Dincolo de Prut, în Republica Moldova, azi se marchează Ziua Națională a Culturii. Ceea ce e, nu-i așa, un pic altceva. Asta se pare că a fost un schimb de sărbători. Pe 31 august la Chișinău se servează ziua limbii române și sărbătoarea a fost împrumutată și din coace. După ce în 1989, încă pe timpul Uniunii Sovietice și încă pe timpul lui Ceaușescu, la Chișinău s-a proclamat limba moldovenească cu grafie latină ca limbă de stat, limbă oficială. După 60 de ani sau cât a fost acolo, de deznaționalizare și de impunerea limbii moldovenești inventate în laboratoare cu grafie chirilică. Deci iată de ce pe 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, se vorbește foarte mult despre cultură, se dau premii pe ambele maluri de Prut. Dar eu vă poftesc să discutăm despre subculturi, despre incultură, sau despre ură, care face parte din cuvântul, din noțiunea și din fenomenul de cultură. Dacă vrea cineva să participe cu mine în direct, puteți folosi linkul de sub acest video. Acum cât sunt eu live, deci vreo oră, până pe la vreo ora 10, maximum 11. Sau puneți comentarii. Comentariile pot să apară pe Facebook, pe pagina mea, pe profilul meu de bază. Nu știu de ce postarea nu intră dintr-o dată publică. Pe pagina de Facebook curaj.net și pe canalul meu de YouTube, unde se pare că e cea mai importantă transmisiune, pentru că din monetizarea, din banii care vin de pe YouTube, din asta mă hrănesc. Dacă vă place, dacă vă e interesant, vă rog like, share și abonați-vă. De ce vreau să vorbim despre ură? Pentru că azi, cu ocazia acestei sărbători, am făcut un cadou televiziunii Realitatea Plus. Meritau și alte posturi TV, dar mai mult la Realitatea mă uitam zilele astea, pentru că cineva mi-a semnalat că distribuie slogane, vorbe de ură, incitatoare la ură interietnică și rasială. Și asta mi s-a părut grav, inadmisibil, și de ce i-am monitorizat azi mai des. Și când i-am prins cu oca mică, am făcut niște print screen-uri ca dovadă, mi-am notat data, ora la care difuzau acele vorbe de ură și am sesizat CNA. În Republica Moldova, CNA se descifrează ca Centrul Național Anticorupție, pe când dincoace de Prut la București, organizația de stat se ocupă de audiovizual, e Consiliul Național al Audiovizualului. I-am sesizat despre derapajele realității. Mi se pare grav și inadmisibil, poate chiar acum și o să vă arăt poze de acolo cu burtiere, cu texte. Asta e despre subcultură, cineva în grupul moldoveni din Germania face anunț că e în căutare de concetățeni care se pricep la zugrăvit în construcții, dar a folosit pentru asta niște rusisme la 32 de ani de când s-a schimbat grafia și limba e mai îngrijită, mai curată. Deci am vrut să văd dacă asta se vede. Partajez acum.
Abia acum partajez. Asta e fasolea mea bătută. Aici cineva investighează și ne povestește că tatăl lui Eminescu avea argați, pentru că funcția îi permitea, iar el e perceput ca scriitor al proletarilor. Iată ce prezenta chiar azi, la ora 1, se pare, după știrile de la ora 1, titlu. Bine, băiatul în care relata de la Bolintin Vale relata neutru, corect, și nici prezentatoarea nu folosea expresii periculoase. Dar burtiera e una stigmatizatoare. Durere și revoltă, punct, victima romilor pe ultimul drum. Când, de fapt, șoferul celălalt de la Bolintin e victima unui incident, e o victimă a unei crime de drept comun, fără nicio conotație etnică. A fost atacat de niște inși pe care el i-a alergat. Să vede și pe video, chiar trebuie să caut și video acela. Cred că, unde l-am pus eu oare video acela? Undeva am video. Asta e sesizarea mea la CNA. Undeva am video acela, dar nu cred că l-am afișat. Sau l-am afișat, prin comentarii doar. Dar, ecte, și asta e incidentul de ieri, asta e prezentatoarea de ieri, spune lumea că ar fi fica patronului postului Realitatea TV și credeam că e un derapaj personal al unei irresponsabile care nu-și dă seama pe ce lume trăiește, dar se pare că asta e o politică a postului, să stigmatizezi și să inciți la ură împotriva romilor. Când, de fapt, ziceam, acolo a fost o crimă de drept comun. Povestea e următoarea: un șofer de microbuz pe ruta Bolintin, București sau București-Bolintin, cu care am mers mai ieri pentru că am avut un proces de judecată la Bolintin, chiar dacă Bolintinul ăsta la 22-25 de kilometri de București se află hât în județul Giurgiu, dar e aici aproape de București, pe marginea autostrăzii 1 București-Pitești. Acel șofer de microbuz nici măcar nu era pe rută. Înțeleg că se retrăgea spre casă și avea rudele în mașină și un grup de tineri i-au ieșit în cale, l-au oprit să vadă dacă nu are mașină pe o femeie pe care o căutau ei. Se mai întâmplă, nu? Crize de gelozie, chestii. Se mai întâmplă oriunde, da? Acela a zis că nu este persoana în microbuz și s-a revoltat șoferul că de ce se bagă așa în cale și că opresc microbuzul din drum. Și nu știu de ce s-a crezut el viteaz, a coborât de microbuz și a început să alerge după aceia care l-au oprit brusc pe drum și a alergat din urma lor. Ce a vrut el să alergând așa din urma lor? Să-l prindă pe unul, să ce avea în minte? Și ei s-au speriat și unul dintre ei a aruncat cu o piatră. L-a nimerit cu piatra în cap și acela a murit pe loc. De vârsta mea, de 47 de ani, șofer. Cel care a aruncat cu piatra în cap, nu știu, poate era un puști, poate e minor, poate e un pic major, dar e irelevant. A aruncat cu o piatră. Din irresponsabilitate, din sminteală, din nu știu ce. Cum să transform chestia asta într-o crimă pe fundație etnică? Cum să stigmatizez, iată, ca moderatoare asta, să stigmatizez toată etnia minoritară romă, pentru că poate acei patru sau unul dintre ei era rom. Ce relevanță are etnia lui că a aruncat cu piatra sau că căuta iubita în microbuz și s-a băgat în fața microbuzului? De ce faceți legătură cu chestia asta și de ce madama asta, iată, zice, sper. Nu, ea zice, ar trebui, iată cum zice în titlu, Alexandra Păcuraru, ce o cheamă pe ea, să-i ducem pe oamenii ăștia, uite, să-i ducem în India. Da? Deci, o soluție nazistă sau comunistă, bolșevică. Bolșevicii duceau în gulag, în Bărăgan, naziștii duceau în Transnistria sau îi omorau. Deci, o soluție extremistă, radicală, periculoasă, nedemocratică.
Și de asta am zis că trebuie să vorbim despre așa ceva, pentru că am încercat în niște grupuri civice să iau atitudine și am constatat că oamenii nu prea înțeleg ce e așa grav în faptul că pui pe burtiera televiziunii numele romilor. Păi că așa, așa se numesc, nu o să-i numim țigani. Nu, dar nu-i le faci o favoare evitând să le zici țigan, un cuvânt ofensator, și zicându-le rom, dacă îi pomenești în context defavorabil. În timpul ăsta s-au întâmplat o grămadă de crime, inclusiv omorârea unei fetițe pe trecere de pietoni de către un polițist care, irelevant de ce etnie este, dar sigur nu era rom. Uite, despre polițist nu se spune că e nerom, că e gagiu. Despre cel care a aruncat cu piatra se spune că e rom și oamenii se revoltați și urăsc pe toți romii. Asta e foarte grav, asta e periculos. Și încă pe cine cheamă ăștia la știri azi în studio? Pe unul de la AUR, de la un partid xenofob, și ați văzut, care diminuează gravitatea Holocaustului, și tot felul de alte, din sindicatul poliției și tot așa. Se pare că cineva vrea să intre cu mine în direct, dar cehule, trebuie să-ți pornești măcar microfonul dacă webcam nu ai, pentru că altfel nu pot să te bag în emisiune decât ca să mă conving că da, trebuie să conectezi microfon și cameră, că altfel nu pot să participi în emisiune. Dacă nu ai măcar microfon, cameră nu-i musai, nu-i obligator. Deci, iată de ce e periculos în Ziua Națională a Culturii sau în Ziua Culturii Naționale să scrii astfel de titluri, pentru că arunci stigma, eticheta asta de criminal, de infractor, asupra întregii etnii. Dar milionul acela de romi din România n-au nicio legătură, nici măcar de rudenie cu băiatul care a aruncat piatra. Și cel care a aruncat piatra poate nu-i bucuros, dar oamenii din Bolintin nu ești în stradă și cer capul, cer arestarea tuturor. Păi de ce? Că unul e vinovat și acela e arestat. Unul a aruncat piatra, încă nu i s-a demonstrat vina, dar e principalul suspect, poate că și-a asumat vina. El i-a arestat, pe ceilalți pentru ce să-i arestez? O să-i aduce în instanță ca martori, o să depună mărturii, o să afle care au fost circumstanțele. Nu se știe încă ce le-a zis și ce le-a făcut șoferul acela. Deci e inadmisibil, și am confirmare de la CNA că am înregistrat plângerea mea, e inadmisibil ca pe un post de televiziune care folosește o frecvență de stat și care trebuie să activeze în condițiile legii, să împrăștii ură, incitare la discriminare prin stigmatizare. E greșit și ilegal și imoral până la urmă să arăți cu degetul o întreagă etnie pentru fapta unui individ sau unui grup de indivizi care poate sunt certați cu legea, poate sunt adevărații criminali, poate ei sunt vinovați de moartea acelui om. Că uitați-vă, șoferul, victimei se spune șoferul, tata a doi copii, fiul grijuliu care are grijă de mama lui. Dar ceilalți atacatorii sunt numiți romi. Adică poftim, dar ce nu sunt tot oameni, dar ce nu tot au copii, poate au plecat de la părinți flămânzi de acasă. De ce nu se vorbește despre ei ca despre oameni, prezumptiv deocamdată nevinovați? Deci asta era nedumerirea mea pentru ziua de azi și vă propun să discutăm. Dacă o să văd, comentarii interesante sau întrebări pertinente, o să reacționez la ele, dacă nu, pur și simplu o să le ignor. Marian Stoica zice că subcultură întâlnim peste tot în lume. Unul zice că era mai bun content când înfărăma aparatul, dar știu că vă distrează bătăi și chestii, dar eu cred că democrația e totuși ceva mai pașnic și mai plictisitor și eu nu sunt adeptul violenței, a soluțiilor violente, a revoluțiilor, ci
Sunt un promotor al evoluției lente, dar sigure, prin presiuni civice, prin proteste, prin greva foamei, prin petiții, prin educație, prin dezbateri publice și tot așa. Deci, chiar dacă risc să rămân nepopular și plictisitor, voi rămâne rezonabil și nu dintre acela care arată cu degetul. Ați văzut, e unul la Chișinău, tot de la urât, care merge cu bricheta pe la casa omului și sugerează că ar trebui dat foc, ceea ce mi se pare penal și omul acela trebuie să intre după gratii, nu știu de ce autoritățile îl tolerează. David mă întreabă când vin să fac ordine la Chișinău, dar de ce nu faceți voi cei care locuiți acolo, aproape 1 milion de ființe umane, de ce nu faceți voi ordine acolo sau de ce nu cereți să facă ordine primarului pe care l-ați ales, aveți un primar comunist, sau consiliului pe care l-ați votat, aveți un consiliu pestrit de toate culorile, sau noi guvernări cu majoritate absolută și care deține și poliție și procuratură și tot ce vrei. De ce îmi cereți mie să fac ordine? Eu n-am nicio funcție și n-am avut niciodată nicio funcție. În construcție, care e salariul mediu? Nu știu. N-am mai lucrat în construcție din 92, când am intrat la facultate și m-am angajat la televiziune. Mie mi se dă 1000 de euro pe lună și mi ajunge de chirie. Bravo ție! Dacă spui despre grupul moldovenii din Germania, este limpede. Tu știi de câte ori am fost eu înjurat de familie și de morți în acest grup, zice Marian Stoica, care e de pe la Urziceni și nu prea se simte bine printre moldoveni, chiar dacă, la fel ca moldovenii, înțelege și limbi slave, înțeleg că are rădăcini bulgărești. Și simpatii pentru femeii din Moldova. Da, pățanii se exprimă pe chat la mine fără noimă, e mai degrabă bruiaj. Exact, Cristian Marin zice, infracționalitatea n-are etnie, criminalul e criminal, decât dacă crima s-a întâmplat pe motive etnice. Nu se poate întâmpla, știi, să fii cecen și să-ți omori vecinul cecen, pentru că și-a trădat religia sau tradiția sau ceva. Și atunci înțelegi că merită de pomenit etnia omului pentru că e făcut pe baze etnice. Da? Dar dacă nu are nicio legătură etnia cu crima, atunci nu o pomenești, decât dacă ești rău intenționat și vrei să dai o conotație etnică, de conflict interietnic. Iurie Roșca spune că vaccinul e periculos și trebuie să ne mutăm la sat ca să trăim. Cel care a acceptat vaccinul s-a vândut lui Satan. Ascultă videourile lui. Tudor Sârghie, nesmișite mai etapă. Nu mă interesează ce mai spune Iurie Roșca. A devenit irelevant de când a votat guvernul lui Voronin, de când l-a votat pe Voronin președinte, de când a ajuns alături de Marian Lupu în fruntea Parlamentului Comunist sau alături de Zina Greceanu în guvernul comunist, ceva de felul ăsta, nu mi-amintesc bine în care guvern a fost Iura Roșca vicepremier. Da, deci de atunci Iurie Roșca s-a trădat ca agent de influență rusă, a apărut în emisiunile Megafon de la televiziunea de propagandă rusă a lui Igor Dodon, deci Iurie Roșca e un personaj compromis despre care nici nu mai vreau să pomenim. Acum face și postul radio de propagandă și site-ul influent Sputnik MD, care țintește și spațiul românesc. Dar sper că aveți destulă minte ca să evitați ce spune Iura Roșca la Megafon și pe Sputnik și pe blogurile lui infecte. Unul mă întreabă cum să scape de constipație. Ia purgative, există medicamente care te ajută. Ce drept aveau să oprească microbuzul?
Microbuzul și eu l-am oprit. Am mers cu bicicleta până la shopping militari și acolo am ridicat mâna și am oprit microbuzul și am urcat. Am dat 5 lei, nu mi-a dat bilet, am filmat, vedeți video pe Curaj TV despre condițiile în care se călătorește pe ruta București-Bolintin-Valea și înapoi. Pentru că și înapoi am surprins șoferul, deja începuseră animozitățile, apăruse poliție pe marginea drumului și șoferii se sunau, deci șoferul mergea cu o mână pe volan și cu alta la telefon, pentru că avea de relatat colegilor săi, șoferi, de microbuze, că este razie, că este poliție pe marginea drumului și că atenție. Griffin, dacă vrea să vorbească, va trebui să mi-arate ori fața, ori ceva static și eventual să pornească microfonul, că altfel nu-l bag în emisiune. Deci aveau drept, oricine are dreptul să oprească microbuzul, mai ales dacă scrie pe el că e microbuz de rută și te duce la Bolintin sau te duce la București. Da? Că el nu era pe rută, trebuia să scoată însemnele sau trebuia să oprească să zică nu-s pe rută. Dar de ce s-au luat la bătaie e greu de spus, o să aflăm din anchetă poate. Deocamdată trebuie să treacă alergarea asta, supărarea asta de acum. Griffine, nu mi-a arătat conținut media pentru că nu te bagă în direct cu conținut media. Ori arăți mutra ta sau măcar o poză, ori nu mi-arăți nimic. Închide camera și o să intre în direct. Dacă nu, o să stai acolo în fundal și nu o să te arăt pentru că nu vreau să bag conținut media pentru care nu am drepturi de autor. România TV zice că șoferul de microbuz a fost blocat în trafic și cei patru tineri au dat cu pietre, au spart un geam lateral la microbuz. Atunci șoferul a coborât și a început scandal. Posibil, da, e posibil că au fost nervoși, s-au bătut, dar de ce a alergat după ei? Că dacă rămânea în mașină, chema poliția, avea martori, îi găsea, poate identifica poliția și dacă nu identifica, asta ea, plătea geamul. Dar acum... ce-a obținut că a alergat după ei? Ei patru și el singur, noaptea. Ce avea în cap? Mergi în Bolintin să vezi ce năzdrăvâni, ce fac unii și după aceea exprimă-te. Eu văd și în București, văd peste tot ce năzdrăvâni fac unii de toate, de orice etnie. Deci lăsați-mă cu stigmatizarea. Da? Ilegalități face oricine și în clipa asta se întâmplă crime, infracțiuni făcute de toate etniile de pe lume. Nu există justificare pentru comportamentul acelor jurnaliști și pentru comportamentul celor din Bolintin care cer expulzarea oamenilor din sat sau, eu știu, arestarea tuturor când, de fapt, unul e în arest preventiv pe bună dreptate că a aruncat cu piatra, ceilalți, pentru ce să-i arestez? Ca să bat joc de ei, ca să le încalci drepturile? Există prezumția nevinovăției, există anchetă, poate că o să primească amendă, poate că o să primească și ei închisoare dacă o să fie vinovați, dar vina trebuie să le fie demonstrată de instanță de judecată. Așa funcționează un stat de drept. Dacă nu vreți stat de drept, faceți cum vreți. Dar s-ar putea să revenim la pogromuri, ca pe timpul țarist, ca pe timpul nazist. Are dreptate Cristian, criminalitate și hoție n-au de a face cu etnie. Da, ia uite, Marian Stoica chiar cu versuri zice, dacă e ziua națională a culturii și tot românul s-a născut poet. Dacă stau și mă gândesc și pe aici, pe la mine, primul zicem, sunt foarte mulți români care fură și comit jafuri. Exact, ilegalitățile n-au culoare politică, n-au etnie. Cunosc un caz
Săi tot Marian zice, un caz când niște români au jefuit o doctoriță de etnie romă, au intrat peste ea în casă și au amenințat-o cuțitul și au furat telefonul, banii și bijuteriile. Deci iată, și romii pot fi victime ai românilor, ai hoților de etnie românească, dar ei irelevantă etnie, pentru că ei n-au făcut ilegalitatea pentru etnie, decât poate dacă au vrut să-și bată joc de ea, anume pentru că e romă. Nu uitați că jumătate de mileniu, 5 secole, romii erau robi și strămoșii acestor români, probabil, boieri fiind lucrători pe la biserici, mănăstiri sau pe lângă curtea domnească, abuzau de romi, mai ales de femeile rome, de fetele rome, cum le era placul, pentru că nu era nicio lege să-i pedepsească. Pentru că atunci romii nu erau considerați oameni. Și mă tem că mulți nici acum nu-i consideră pe romi oameni. Și asta e grav. Și pentru că se pot repeta, ziceam, pogromurile naziste, se poate repeta Holocaustul, se pot repeta incidentele pe bază etnică care au avut loc chiar și după Revoluție încoace, recent. Deci vă rog să aveți grijă. De ce nu a mers să candidați anul trecut? Anul trecut am candidat. Am fost cu Partidul Verde Ecologist, al doilea pe lista pentru Parlament. Anțărți am candidat cu Verzii din România și la Consiliul Municipal București și la Camera Deputaților. Deci am candidat. În anii răstrecuți nu m-au lăsat să candidez pentru că mi-au brăcuit semnăturile. Când încercam să candidez independent. Eu vă vreau în Moldova, zice David. O să ajung și în Moldova. Nu scăpați de mine. Eu am foarte mulți prieteni romi, în special medici, mai ales doctorițe, și spun cu mâna pe inimă că au fost alături de mine când am avut nevoie. Au dat jurământul lui Hipocrat, indiferent de etnie, orice doctor e obligat de meserie să fie alături de omul suferind, indiferent de etnie. Nu trebuie să fie neapărat rom de al lor, poate să fie și gagio, dar e pacient. Pacientul n-are etnie. Pacientul trebuie întâi salvat și după aceea văzut dacă e criminal, dacă e român, dacă e migrant, dacă e bogat, dacă e hoț. Omul întâi trebuie salvat. Caută știrea următoare. Gabriel, descărcarea s-a dus cu Chris Benoit la profi. Pentru ce? Te ocupi cu sala că vreau să mă apuc. Am 100 de chile. Nu mă ocup cu sala, fac uneori jogging, gimnastică dimineață și merg foarte mult cu bicicleta. Și am aici niște haltere, le ridic din când în când, altfel nu fac nimic la sală. Îmi place foarte mult în notul, dar e scump și nu prea îmi permit, de ce o să profit de ocazie să mă scald ori de câte ori o să am ocazie în iaz sau la mare, dar n-au mai prea rămas bazine acvatice salubre, nepoluate. Putler va invada Ucraina. E foarte posibil și va fi foarte grav. El deja e în Ucraina, a ocupat Crimeea, a ocupat Donetsk, Lugansk. Și nu e doar în Ucraina. Ați auzit că trupele ale lui Wagner sunt și prin Sudan sau altă țară central-africană și fac tot felul de mișmașuri pe acolo, inclusiv crime. Am văzut mai ieri o investigație de la Rice despre unii moldoveni care ajung să fie angajați mercenari și chiar au murit cu Wagnerul prin Ucraina sau în țări africane sau în Siria. Am văzut un caz când și Florin Salam a fost jefuit în propria locuință, au intrat și au furat banii și bunuri de prin casă. Da, deci hoțul n-are etnie și victimă poate fi chiar rom.
Eu doresc să facem parteneriat. Sunt streamer pe platforma socială Twitch cu numele GD1. Sunt persoane deschise și cu interese politice. Putem să facem orice parteneriat, numai că eu nu sunt pe Twitch și nu știu ce e conținut aia. Adică putem colabora dacă ai conținut asemănător cu al meu, altfel ce să mă apuc să promovez cineva care e cu jocuri sau tot felul de chestii. Cine crezi că l-au furat pe Salam? Niște români care au lucrat pentru el, unul din ei se pare că i-a fost șofer. Iată, Marian Stoica zice. Da, de regulă, sunt pe acolo, pe aproape, cum Mănăstirea Ciuflea de la Chișinău. Cine credeți că au furat-o? Carabinierii care au păzit-o după ce s-au eliberat din armată. Se întâmplă asta cu vreo 10 ani în urmă la Chișinău. Și, apropo, ce credeți că au furat foștii carabinieri militari în termen de la Sfânta Mănăstire patronată de Ministerul de Interne? Au furat valută de multe feluri, bijuterii, aur și niște arme din Sfânta Mănăstire protejată de Ministerul de Interne. Sunt foarte activi băieții ăștia, vreo câțiva care stau pe chat-ul meu, doar că nu văd nimic consistent care să se transforme într-o întrebare sau un comentariu. Da, Marian Stoica ne amintește și despre furtul de milioane de la baza militară cu Cogălnicianu, de la americani au furat unii motorină, se pare, de pe la blindatele lor, de la avioanele lor, ce mai au ei pe acolo, câteva milioane de euro motorină. Cum s-a sfârșit întâmplarea cu amenda luată ca răzbunare în localitatea carantinată? E la tribunal. Și probabil ședința va fi pe la mijloc de iunie, ca să vă dați seama cum funcționează justiția românească. Au numit termen pentru mai de bine de jumătate de an. Cum crezi că au reușit aceia să fure motorină, nu cumva cu complicitatea unor soldați americani? Posibil, nu se știe câtă autonomie au ei. Vezi filmul acela despre convoiul militar american? Am uitat, American Dream sau nu știu, California Dream se numește filmul, parcă. Sau California Dreaming. Film despre un convoi american care venea din port și se ducea spre granița cu Serbia, cu un radar ceva, când acolo americanii pregăteau un bombardament. Și un șef de gară român a cam blocat convoiul celălalt la el în sat. Și iese un film interesant, un carnaval, o mascaradă, dar se vede că americanii nu erau chiar din capul lor prin România, totuși aici e de altă țară, e altă jurisdicție și atunci șef pe gară, șef pe tren erau români. Americanii se subordonau și se comportau ca niște oaspeți. Dar posibil, da, era și complicitatea unor americani. Cel mai probabil, investigațiile americane au scos la iveală furtul ăsta, că nu cred că au aflat a noștri. Eu am canal pe YouTube, puteți să accesați și să mă căutați. Eu mereu promovez egalitatea și ridic cuvintele sus celor care nu sunt ascultați. Am participat la multe proteste. Sună bine, minunat, ținem legătura. O să mă uit pe comentarii și o să caut canalul tău. După live-ul ăsta, ce zici de furtul de arme de la Ciorlo Gârla? N-am auzit de așa caz, dar e foarte posibil. Ai auzit de Albert că și-a luat un câine pe nume Maia? Ce discuții serioase! Cultura cuprinde foarte multe domenii, de exemplu, cultura medicală, educația sexuală, să facă parte din cultura medicală.
Da, Mariane. Pentru că fără educație sexuală avem o grămadă de sarcini nedorite și de copii nefericiți născuți în familii nefavorabile creșterii copiilor. Avem o grămadă de boli sexual transmisibile care ruinează viața oamenilor. Și avem o grămadă de copii, părinți, copii care ajung să fie părinți, minori. Și avem și abuzuri sexuale, din cauza că minorii sau și maturii nu își dau seama ce le se întâmplă. Hărțuire sexuală, viol și tot așa. Ia uite, chiar azi se pare, la știri am văzut, doi profesori din aceeași școală, un el și o ea, au abuzat sexual de copii. Pentru că acei copii ori nu știau ce se întâmplă, ori le era rușine să vorbească pentru că e temă tabu să vorbești despre abuzuri sexuale. Și poftim, sau în Occident, tot cât era rușine, cât nu se vorbea despre asta, cler, preoți, abuzau de copii cu zeci de mii, zeci de mii de copii și abuzau până la omor, până la dispariție. Că au găsit o seminte, resturi umane, în curți de biserici, de mănăstiri. Și e mare anchetă acum. Deci trebuie să vorbească neapărat despre asta, cât mai deschis, cât mai curajos. Pentru că s-a constatat în țările în care se face educație sexuală și se vorbește despre asta, scade sau crește drastic vârsta de la care începe viața sexuală copiii, pentru că înțeleg că nu e vrajă, nu e mare drăcovenie. Deja știu la ce să se aștepte, dacă li se arată poze, dacă li se explică exact ce se întâmplă acolo, copiilor le dispare curiozitatea. Dacă însă nu știu ce se întâmplă, sunt tare curioși să vadă ce o să se întâmple dacă bagă degetul și ce mai au pe acolo. Și după aceea se miră că a fost cu buba, că a fost rău. Salutări de la Soroca, Oleg Țurcan, salut. Exact, hepatite, HIV, boli cu transmitere sexuală. Credeți că primarul din Chișinău va sta mult în funcție? David, irelevant. Eu presupun și sper că o să-și ducă mandatul până la capăt și după care sper să nu mai fie votat, pentru că Ivan Ceban e un populist responsabil. Ce crezi că se va întâmpla până la urmă? Va ataca totuși Putin Rusia sau e doar o modalitate de a intimida UE? Putin îmi pare atât de smintit încât poate să facă orice. Dovada a fost atacul din 8 august 2008. Ce dată și-a ales? Obsedat-o, 8-a-8-a-2008, a atacat Georgia și a fost războiul de câteva ore acolo, a ajuns până aproape de Tbilisi. Și după aceea vezi ce a făcut cu Republica Soră Ucraina și vezi ce a făcut alaltă ieri cu trupele în Kazahstan. Vezi ce face cu Belarus, o sugrumă. Deci pe Putin îl suspectez, nu degeaba îl poreclesc uneori, Putler, îl suspectez de paranoie sau cel puțin schizofrenie, de boli mentale grave. Marian Stoica spune că statistici României e prima la capitolul mame minore. Am citit o știre că o educatoare din Suceava a violat două fetițe. Da, se poate întâmpla. Ce părere aveți de Maia Sandu? Eu până acum am o părere bună, n-am încă nimic să-i reproșez sau nu foarte multe să-i reproșez. Cristiano Ronaldo vrea să se castreze și eu. Mă gândesc la vasectomie de foarte mult timp, totuși vasectomia te păzește doar de sarcini nedorite, pe când bolile sexual transmisibile se protejează fie cu abstinență, fie cu prezervativ. Salut, Cina Mare! Bună seara, te salut cu respect. Vreau să spun din prima că te încurajez și te susțin pentru modul în care ai abordat
comportamentul abuziv al poliției locale, care nu au dreptul ei să te legitimeze și să nu te mai lași niciodată. Niciodată. Mi-a plăcut mult atitudinea ta. Da, dar crede-mă, sunt ruinat. Am atâtea amenzi de plătit și acum am 1000 neplătite. Și ăștia mi-au mai băgat 1000 amendă și am o altă amendă de 2000 care se judecă de grabă pe 7 martie, cred că, la judecătorie sector 2. Deci nu mi-mai permit să mă mai pun în poară cu poliția. Ce au dorit, au obținut. M-au descurajat, cum pe timpul comuniștilor la Chișinău, arestările lor în fiecare zi m-au descurajat și au renunțat la proteste, la fel și acum. Ăștia mă lovesc cu amenzile, eu neangajat fiind nu-mi permit să plătesc atâtea amenzi și de aceea mă las. Aștept să intervină CEDO. Am destule cazuri la CEDO, deja vreo 5-6 și de grabă mai vine unul, deci mai filmați și voi dacă vreți. Iată, filmează Hari Gean, filmează... Eu știm pe toți activiștii și ar trebui... să iei contact cu activistul Busuian și cu Ari, cu Geană, cu Geană și cu Busuianu. Am legătură cu amândoi, chiar și cu activistul Timișorean. Iau băieți în servicii, mă, care îi susțin. Tu crezi că plătesc ei vreo amendă în buzunarul lor? Eu cred că undeva direct, sunt legați direct servicii legate de președinție, care îi susțin și care vor să... Mă îndoiesc. Eu zic că undeva în societatea civilă aici are o problemă. Faptul că nu ar trebui voi să plătiți niciodată nicio amendă. În lumea civilizată, le-am spus și polițistului celuia care m-a amenințat ieri, în lumea civilizată, activiștii civici sunt protejați și de lege și de organele de drept. Dar la noi, iată, din contră, sunt intimidați. Și măi, n-ar fi nicio problemă dacă polițiștii locali ar fi tâmpiți, dacă jandarmii ar fi troglodiți și ignoranți, dacă chiar și polițiștii ar face câte o boacănă, dar când mă plâng la parchet, procurorii să arate mai inteligenți sau măcar magistrații, judecătorii. Băi, dar toți aici sunt într-un complot, nu-ți vine să crezi, România e stat polițienesc. Nimeni nu înțelege ce înseamnă libertate de exprimare, ce înseamnă libertate de întrunire, ce înseamnă drepturile omului. Din funcționari, că ONG-iști știu bine, ex-deputați, uite, Remus, chiar ne înțelege ce înseamnă drepturile omului. Pregătiți chiar o lege nouă, un proiect de lege despre adunări publice, despre întruniri. Dar ăștia care sunt acum în funcții, ori nu vor să înțeleagă, ori chiar nu sunt capabili să înțeleagă. Și asta e foarte grav. Asta e desperiat ce se întâmplă, ce observ, ce constat în 5 ani în România. Data viitoare să dai direct telefon la poliție. Când ai de-a face cu poliția locală, zici aveți un comportament abuziv, dai telefon la poliție și refuzi să te legitimezi. Și să vină poliția și să mă amendeze pentru chemare falsă, da, da. Mamă, e oribil în ce situație delicată te găsești tu, de fiecare dată borderline ești. Stai o clipă să vorbim puțin dacă ești de acord despre situația asta. Crezi că poate să degenereze inclusiv cu Moldova? Ce se întâmplă acum, tensiunea asta? Da, evident. Poate să ajungă până la Odessa, până în Transnistria, da. Cred că nu o să ajungă la țările baltice, dar până în Republica Moldova, Ucraina, Republica Moldova, da, poate să ajungă. Putin e atât de smintit. Când spui Republica Moldova, vrei să zici că ar putea ei să îndrăznească să tracă Nistru? Nici nu e necesar. Tighina e pe partea dreaptă a Nistrului. Pe partea, cum așa, pe partea aia? A, Tighina, da, ai dreptate. A, deci tu vezi o acțiune și prin sud? Păi da, cred că o să țintească Odessa. Hai mă. Asta înseamnă... Păi vor să controleze probabil și gurile Dunării și tot țărmul mării, pentru că de acolo o să extragă petrol pe viitor, gaze și tot așa. Dar însemna un atac din trei părți, est, nord și sud. Nu are să ajungă cât mai aproape de granițele NATO. Cum vezi intențiile lui Putin? Poate să ducă mai departe până să ia și Kievul sau să limitează la Donbass? Asta e irelevant. Probabil depinde și câte pierdere o să aibă, adică cât de mult o să dureze războiul, de câtă rezistență o să opună ucrainenii și de reacția Occidentului. Dacă Occidentul o să se comporte ca atunci în Georgia, o să-și permită orice, cu omuleți verzi sau cu trupe regulate, poate să facă orice.
Oleg, dar de ce ești așa? Mi se pare, uite, faptul că și excluzia, nici măcar nu pui semnul întrebării, practic, ești sigur că va fi ceva. Pentru că până acum, în 20 de ani de guvernare, Putler a demonstrat că e smintit. Ce a făcut în Georgia, ce a făcut în Crimeea, ce a făcut în Lugansk și Donetsk, e dovadă clară că nu-i sănătos. Ce părere ai? Acum 3 zile, oficial, Republica Moldova a declarat că în cazul în care va fi o situație de urgență, trupele române ar putea asigura patrule comune cu Republica Moldova. Minunat. Doar că armata moldovenească e, nu știu cât, 2-3 mii de militari în termen, neinstruiți, ignoranți, împiedicați, cu care nu faci mare treabă. Și nici armata românească nu e foarte bine dotată. Deci doar așa, de dragul prieteniei, să Păi mai nu e chiar facem așa, câte acum ceva. avem și noi, nu mai este chiar așa de izbeliște și avem și băieții, avem scorpienii roșii și avem toate comandorile au intrat în Afganistan, în Irak, sunt toți acasă. Deci noi am putea practic să punem în jur, zic eu, maxim 30.000 de soldați experimentați care au luptat pe front. Au rușii 30.000 de soldați experimentați care au fost pe operații de război ani de zile? Nu au. Deci noi nu suntem chiar așa cum ne descriu unii. Deci noi am plecat ultimii cu americani, am plecat baza noastră de la Bagram. O să vedem primăvara asta. Sau acum Eu în zic iarnă. să Sau stați acum în liniștiți. iarnă. Vrei să stați liniștiți că nu vor trece Nistru. Dacă va fi o intervenție, cum spui tu, prin Sud, automat Poate se să nu vor îndepărta. treacă Nistru, dar e atât de aproape de la Nistru până la Chișinău, încât poate să cadă bombele până la Sângera, adică cum s-a întâmplat cu Tbilisi. Ar fi oribil un bombardament de la Laș, dar din Dar partea să Foibului. explodeze, dar să explodeze depozitul acela de armament de la Colbasna, și acela eu distruge, face un cutremur cât tot balcanic. Acolo e un depozit de muniție pentru întreg frontul de est. Păi ăsta e și Veche, pretext. inutilizabilă, dar foarte periculoasă. Ăsta e și pretextul straniu pentru care Federația Rusă la ora actuală nu se conformă rezoluțiilor ONU. Adică ea spune că au niște arme putre de acolo care riscă să explodeze. Cum ar veni? Ei intră la tine în casă și spune, bă, băiatule, nu E mai plec, mă cuiul, pun aici. da, e cuiul lui Pepelea. Păi da, Am ce băgat un face el? cui, am băgat un cui, acolo și trebuie să vin să-l Exact, păzesc. cuiul lui Pepelea, păi da, retace la vechile basme românești și uite, cuiul lui Pepelea, de ce nu mai pleacă de la tine din casă că spune că va exploda casa ta dacă pleacă el? Da. S-ar putea să se enerveze dacă îl dai afară. Stai așa, deci tu spui eu un atac din sud, deci automat din Crimea, nu? De unde? Din altă parte. Păi și Rusia numai în Crimea, ea are ieșire la Marea Neagră. Nu, poate să vină din Donetsk, Lugansk, poate să vină spre regiunea Odessa, spre sudul Ucrainei. Care este Să... situația la Odessa, procentajul de rusofonie, etnie rusă și ucraineni, știi? Habar n-am, dar probabil e ca în Transnistria, câte o treime. Ai, mă. Deci, practic, nu se va lupta orașul ca să reziste. Păi ca și în Harghita și Covasna, acolo nu rupt oricum cetățeanul de rând, luptă armata și armata e subordonată Kievului, așa că... Bine, slavă Domnului, nu suntem în situația noi cu Harghita și cu Vazna, nu avem noi probleme cu ungurii noștri, ei nici nu sunt unguri, ei sunt secui al neamului, sunt al neam. Și cum poți să, dacă sunt înconjurați practic de 300 de orașe, de sate, scuze, localității românești, ei sunt în inima noastră acolo, nu avem cum să, au morții lor acolo, străbunii lor, ce putem să facem? Îi lăsăm acolo, în lumea lor, nu avem nicio soluție cu ei, decât să le garantăm drepturile lor după regulile UE și atâta și lăsăm în lumea lor. Mă întreabă cineva ce părere am despre pariuri sportive și despre mafia pariurilor.
N-am nicio părere și mi-e milă de oamenii care se duc să dea bani la păcănele, la loterie sau pe pariuri sportive. Și asta e un semn de sărăcie și de disperare dacă înflorește businessul ăsta. Se pare că în Republica Moldova îi se pune capăt, nu vor mai fi permise cazinourile și chestii din astea. Cel puțin ca intenție, așa a zis noua guvernare. Așa a zis Maia Sandu? Dar pentru care motiv? Maia Sandu. Maia Sandu e președinte. Un guvern, Scuze-mă. un guvern sau un parlament cineva a propus. Ce părere ai de Gavrilița? Bună deocamdată, nu am Și eu la fel. Și prea Maia multe Sandu. dezamăgiri. Amândouă sunt perfecte. Sunt perfecte la postul Da, lor, discrete să nu și exagerăm. fac treabă bună. Asta da, perfecțiunea e mult spus. Aș spune că datorită lui Maia Sandu, în sfârșit, Moldova a reapărut pe harta lui. Cât a fost Dodon, era considerată practic ca un fel de parte a Rusiei. Ar fi indicat să fii atent și să eviți amenzile, zice Andrei Crășmaru. Să mergi pregătit pentru ceea ce faci, gen acea contravenție legată de localitate carantinată. Fii foarte calculat și mergi la sigur. Băi, eu m-am dus să semnalez poliției că arde, că ard cauciucuri sau plastic, ceva arde acolo. Adică să nu mă mai adresez poliției, ce să mai calculez acolo? Și cu ocazia asta am constatat că două echipaje de poliție stau la intrare pe autostradă și se uită cum arde fumul și nu face nimic. Și atunci nu m-am dus la cei care stăteau pe carosabil sau pe acostament acolo. M-am dus la ăștia care stăteau pe trotuar, adică m-am apropiat în cea mai mare siguranță, cu mască, cu tot ce trebuie și măcar nu eram în localitate. Semnul cu localitate era după câțiva metri încolo. Și chiar dacă aș fi fost în localitate, n-am intrat să interacționez cu oamenii, să răspândesc virus sau să iau virus. M-am adresat organului de drept. Acela putea să zică, băi, atenție, aici e carantină, te rog să ieși sau ceva. El a zis, ai declarație? N-am declarație, amendă. Puf, poftim. Și prima instanță a anulat amenda aceea. Mă mir. Judecătorie Cornetul a anulat-o. Să vedem ce o să zică tribunalul Ilfov. Până acum niciodată nimic nu mi-a anulat tribunalul Ilfov. De data asta sper să rămână în vigoare decizie de la Cornetul, pentru că e o decizie bună. Dacă nu, o să mă plâng din nou la CEDO. Oleg, îți doresc o seară bună. Dacă mă autorizezi, o ultimă întrebare, dacă dorești să răspunzi. De ce ai întrerupt video-ul la sfârșit, când a venit colegii aia și ai spus, bine, mă trimiteți toată poliția? Au făcut presiuni pe tine, ceva care n-ai vrut să arăți? Când? În care incident? Incidentul unde erai în fața acolo, la acei paznici nebuni care, practic, vreau să spună că nu ai dreptul tu cu bicicleta pe iarbă. Ah, era frig și mi-înghețase mâna deja și bateria, telefonul, bateria îi se termina Aha, și ok. risca să întrerupă oricând. Și atunci am oprit eu, mi-am încălzit mâinile, am urcat pe bicicletă și am plecat că era deja ora 1. Ei au trimis amendă la ora 1 și un sfert, amendat. Păi da, normal că față de mine n-au scris-o, au scris-o după aceea. Ce idioți! Acum trebuie să scriu contestație și pe amenda aceea. Dar am întrerupt-o pentru că înghețasem și nu s-a mai întâmplat nimic. Aha, Și ok, nici nu cred s-a că mai întâmplat nimic după aceea. Aha, am crezut că ai întrebat că s-a întâmplat ceva și n-ai vrut să... Bun, îți mulțumesc. Hai, mult curaj, îți doresc mult curaj, Doamne ajută, și așteptăm cu toții evenimentele care vor urma în zilele următoare. O seară bună tuturor, la revedere! Mulțumim și eu pentru participare, noroc. Ghenadie vrea să intre cu mine, să vedem care Ghenadie. Vezi tu ce bine au spus ei, el, de aceea nu trebuie să-ți minți inima din tine, că nu o trădezi nici să o înșeli prin vorbe, că ele izvorăsc din inimă, puține au respect față de inima lor. Vile rupa vorbește păsărește. O, Ghenadie, fratele, ceau, bade. Noroc, acum se aude. Da. Noi ne-am luat cu Sania și... V-ați dat cu Sania, oh, ma Da, noi e da. glod. Și ecologie, zice Marian Stoica, face parte din cultură. Probabil risc să repet multe din chestiile care le-ai spus tu, dar în același timp, măcar să vedem dacă subiectul respectiv îl vedem la fel sau diferit. Dar despre care dintre subiecte? Despre Eu am cultură citit ce ai și ziua scris urii. cultură, Ah, dar în descriere video. Aha. mie îmi sare în ochi faptul că românii de pe ambele maluri ale Prutului
Prutului, n-au reușit măcar să dea aceeași denumire pentru ziua în care s-a născut Eminescu și în România și în Moldova. S-au temut până și de asta. Mi se pare atât de mocofani și bucureșteni și chișinăuienii, pentru că subiectul unirii nu ar trebui să fie atât de băgat sub preș, atât de ascuns, atât de porcește privit. Pentru că dai numele zilei limbii române la Chișinău și la București e așa, ca o pseudo-sărbătoare. După asta, ziua lui Eminescu o numești diferit la Chișinău și diferit la București. Nu mai zic deja. Nu, dar știi care era problema mea? Că ei nu sărbează ziua lui Eminescu, ci cu ocazia zilei lui Eminescu, la București s-a instituit ziua culturii naționale, deci nu a oricărei culturi, ci numai acele naționale, dar care? Că suntem un stat multietnic. Chiar dacă se pare că în Constituție zice că e stat național. Dar avem o grămadă de etnii. Ziua culturii internaționale, știi? Dar de ce nu? Ce, n-a scris frumos Cervantes, n-a scris frumos Shakespeare, n-a scris frumos Turgenev sau... Deci se poate face și o cultură, o zi națională a culturii internaționale. Dar bine, la București au numit ziua lui Eminescu ca zi a culturii naționale. Pe când la Chișinău mi se pare că au făcut mai civilizat și au zis e ziua națională pe toată țara, să zicem așa, sau pe ambele țări, ziua națională a culturii. Deci așa mi se pare mai corect, mai cosmopolit. Hai să zicem că au procedat corect cei de la Chișinău. Dar din ce se întâmplă pe forumuri, din cum comentează oamenii orice văd ei și la postări publice și la postări private, înțeleg că în Moldova a rămas foarte, foarte puțină cultură sau nu este promovată. Nu este promovată de nicio culoare. Dacă oamenii după 30 de ani de când Moldova are grafie latină, după 30 de ani de când Moldova a trecut la limba română ca limbă oficială. Nici până acum oamenii nu s-au apucat să învețe să scrie numele propriu cu caractere românești. Oamenii nu s-au apucat să scrie comentarii simple, două fraze. Salut Ion, ce faci? În trei cuvinte, în cruce, fac patru greșeli. Asta mă descurajează. Asta îmi pare că arată nivelul de ignoranță al unei nații. Iar în Moldova, până acum eram supărați pe cei care sunt reprezentanții minorităților naționale că nu ne învață limba. Asta era pretenția basarabenilor noștri, că uite, ei au venit pe tancuri și nu vor să ne învețe limba. Dar culmea e că noi arătăm că nici noi nu o cunoaștem, nu cunoaștem limba română, iar când un rus sau un bulgar sau un evreu, oricine dintre minorități îți spune că eu aș învăța limba română doar că voi o vorbiți stâlcit, credeți-mă că are dreptate. Și problema asta că vorbim limba stâlcit arată faptul că suntem într-un mediu foarte izolat. Noi nu apucăm să citim știri zi de zi, nu apucăm să analizăm știri zi de zi, nu apucăm să citim reviste, nu suntem abonați la reviste și ziare și nu urmărim posturi de televiziune de calitate, nu urmărim dezbateri de calitate așa încât să avem un orizont deschis, să poți comenta orice, oricând, argumentat. Lucrul ăsta ne lipsește și mă tem că anume asta era misiunea noului guvern, misiunea noului minister, cei de la Ministerul Culturii sau cei de la Ministerul Educației. Probabil ar trebui să aibă o maximă deschidere pentru oamenii care până acum n-au învățat nicio boabă. Să le dea mură în gură, să le dea posibilitatea de a învăța limba română la școli, serale, măcar timp de o lună, o lună de zile, oamenii care încă nu scriu limba, în limba română, nu scriu românește, să poate veni să-și scrie numele în limba română. Asta îmi pare extraordinar să poți face măcar după 30 de ani. Altfel, degeaba vorbim despre cultură românească în Basarabia, degeaba vorbim despre cultură românească în România, pentru că dacă deschizi agregatorul de știri din România, eu fiind de la distanță, deschid în fiecare zi newsyam.ro, și titlurile de știri mă înspăimântă. Eu îmi dau seama că noi avem o mare balast de știri de căcat. Pe țară avem, cred că 90-95% de știri despre nimic. Știri despre un pârț, știri despre cineva care s-a însurat, s-a măritat, a divorțat, i-a făcut o muie, nu i-a făcut o muie, dar cum i-a făcut muia aia? Și asta discutăm în emisiune, în dezbateri, de parcă ar fi știrea zilei. Asta mă enervează.
că nici în România nu e promovată cultura, dacă e să vorbim despre cultura în spațiul românesc. Da, nu știu dacă îți mai amintești câți români ai cunoscut de aici, din dreapta Prutului, să treacă dincolo de Prut, să se stabilească în Republica Moldova. Prea puțin. Prea puțin, dar din cei pe care i-ai cunoscut, nu e așa că primul lucru ce învață e să înjure rusește? N-are unii important. Dintre ei oamenii chiar se căsătoresc cu rusoaice acolo. Alex, sau, acum da. Încearcă, fii de acord că atunci când vii într-o subcultură, în Basarabia e foarte mult, cum să zic, limbaj de cartier, limbaj de baltă. Nu întâmplător se înjură mult. Prin comparație cu România, la noi se înjură foarte mult și în Rusia se înjură și mai mult. Deci basarabienii, măcar asta am învățat de la ruși, să înjure ca la gura cortului. Și normal, când vii din România, contrastul mare e să nu înțelegi de despre ce vorbesc ăștia. Și de fapt, până la urmă, înțelegi că învățându-le frânturile astea de cuvinte, tu ai învățat doar înjurăturile. Nu e nimic nou sub soare. M-ar surprinde dacă în România înjurăturile toate între români ar fi ungurește, știi? Ei nu fac asta, noi facem. Noi ne-am pliat foarte bine sub ruși, ne-am adaptat, le-am învățat limba, dar promovăm foarte mult cuvinte, rusismele. Chiar mai ieri am văzut o tânără pe care o urmăresc de vreo un an, de vreo 2 ani de zile, mutată în România, la Timișoara, are postări interesante, are fotografii interesante, observații interesante și într-un moment a dat cu canuca de perete că azi am folosit și eu un rusism sau câteva rusisme în spațiu în care erau doar români și m-am simțit nu știu cum ușurată și mi-a priit faptul că am început să folosesc și eu rusisme. Mi s-a părut asta culmea degradării, nu m-am așteptat, chiar mă gândesc să-i dau unfollow, să nu mai urmăresc așa porcării. Din momentul în care tu crezi că e cool să te duci în România și să înjuri pe rusește, păi da, e lipsă de respect față de omul cu care vorbești sau cei care te aud, pentru că ei nu înțeleg ce vorbești tu. E ca și cum aș spune în nemțește, să sugeți mucul toți, știi? E lipsit de logică, în fine. Da, nu uita câte înjurături românești sunt, fie englezisme, fie din limba romanii. De chiar acord, muia asta, pe care ai pomenit tot tu înseamnă, înseamnă gură. Dacă nu avem alte cuvinte în bagajul nostru, folosim asta, din păcate. Ia în București, câți prieteni ai avut tu, câți oameni ai întâlnit tu care știu unde se află biblioteca? Din cartier, din zona unde e primăria, primăria locală sau biblioteca centrală din oraș? Câți dintre ei știu? Că mă tem că aici e problema. Deci asta e o problemă. Oamenii nu citesc, oamenii nu merg la bibliotecă. Exact. Oamenii... Nici de o parte, nici de alta a Prutului nu prea se publică, nu prea se citesc, nu prea se cumpără cărți nici din bibliotecă, nici din librării, nici online. Nu se fac filme și iată, suntem săraci și la propriu și la figurat. Probabil una din soluții pe care ar putea să le găsească cetățeanul revoltat atunci când vorbim de lipsa culturii, lipsa interesului pentru carte, pentru literatură, ar fi să înceapă, de exemplu, atunci când ai ziua unui prieten sau ziua unei persoane drage în familie, să le oferi cadou un Kindle, da? O carte cu cărți. Eventual să le încarci acolo prima sută de cărți care ți-au plăcut ție. Asta îmi pare super accesibil, super rezonabil. Să dai unui om posibilitatea de a crește, de a progresa. Și da, probabil ar fi indicat să-i și învățați cum încarcă prima carte pe Kindle. Să le arătați în ce format trebuie să fie. Eventual să le arăți cum dai o pagină a doua, a treia. Eu am fost foarte surprins când oameni de vârstă mai înaintată, de 50, 55, 60 de ani, când pun prima dată mâna pe Kindle, la început zic, dar stai un pic, poate nu o să mă obișnuiesc, poate nu o să mă adaptez, dar cum s-a obișnuit cu telefonul mobil sau cu calculatorul, așa învață și Kindle. Foarte repede s-au dat cu cartea și citesc foarte mult carte electronică. Eu sunt surprins și m-aș bucura dacă în Moldova ar exista tradiția asta. Sau măcar cartea care v-a plăcut. Faceți un cadou de ziua de naștere, o carte care v-a plăcut vouă. Punct. Da, nu uita că Kindle e gândit pentru a vinde cărți. Nu e niciun stres. Nu pentru a le descărca gratuit. Deci Kindle e făcut pentru costă. A vinde cărți. Chiar mai ieri căutam pentru facultate, că eu fac masterat acum, căutam pentru facultate niște titluri și am găsit o carte interesantă ca titlu, făcută de un autor basarabian. Dar ghici cât costă pe Amazon?
$74 sau ceva de fel. What? Venitul meu pe o lună? Acum contează și în ce sursă o găsești, s-ar putea să găsești și la prețuri mai rezonabile, mai omenești. Da, nu am cred găsit-o și cu 50, e adevărat. Și cu 50, mare parte din cărți care au cel puțin un an sau doi sau patru de când au fost publicate, sunt în format electronic, le poți găsi, vorba lui Băsescu, mulțumesc, cui am mulțumit el? Lui Microsoft, mă tem că i-a zis. Mulțumesc că ai permis generațiilor de români să învețe cu produsele tale, iar acum începem să plătim și noi pentru copyright. Probabil asta nu, e... Dar sunt biblioteci online virtuale și rusești, exact, și anglofone și chiar și românești, cu cărți mai ales pentru cercetare, pentru studiu, disponibile gratuit, ci că JSTOR ar fi pățit un incident cu câțiva ani în urmă. Am citit asta la Harari, în Homo Deus, sau la băiatul ăsta de la Cluj, nu mai țin minte, că le citesc acum simultan și îmi pare, poate s-ar putea să le amestec. Dar cum ai zis, Dumnezeu mi-a dat like? Da, pe Facebook. JSTOR, ce că ar fi pățit că l-a acuzat pe unul că a descărcat mii de cărți din arhiva lor și le-a afișat pe un site gratuit, l-a dat în judecată și el risca închisoare și atunci omul s-a sinucis și ei s-au simțit vinovați că din cauza lor omul s-a sinucis și o jumătate, o parte din cărțile lor le-au făcut disponibile gratuit, ceea ce e un bun început. N-a trebuit să omoare omul pentru asta, dar sunt curente de pirați pe internet care spun că datele, viitorul e al internetului gratuit. Deci dacă datele, înseamnă că sigur Harari a scris despre date. Și cel mai interesant e că mai puțină carte în limba română găsești din cele, fie traduceri, fie autori autohtoni, iar în engleză și rusă găsești aproape 100% orice titlu de carte în diferite surse. Îl găsești fie biblioteci accesibile, fie grupuri, fie forumuri, piratate. Și filme piratate sunt pe contact. Deci dacă omul vrea să citească, găsește. Hai să mai citim și noi din comentarii, că văd că au mai apărut. Găsești orice carte, zice Petru Graur. Păi hai găsește-m, de exemplu, Homo Deus. Ți-l dau eu. Homo Deus în română? Da, da. PDF? Eu îl citesc de pe Kindle. Ah, sau cartea aia care ziceam eu, de Romeo C. Mortan, despre... Îmi dai titluri și dau. Am ajutat tare multă lume. Despre bisericile din Republica Moldova. Am descris o lucrare și am vrut să mă... Ar mai fi niște grupuri pe Facebook, de exemplu Gutenberg sau alte grupuri, în care oamenii fac schimb de informații și atunci când cineva nu găsește o carte și întreabă un titlu, se găsesc 2, 3, 4 voluntari, că acolo sunt mii de oameni abonați la grupul ăsta, se găsesc oameni care pot să-ți ofere surse unde găsești cartea. Cel mai des, link-urile sunt la sursa în engleză, dacă cartea e în engleză, sau la ruși, găsești cam orice. Știri bune nu o să iasă niciodată din România, tot timpul numai rele, de aia mulți și-au luat odată adio la speranța să se schimbe ceva bine pe acolo, zice cineva. Eu n-aș fi chiar atât de trist, iată, sunt și televiziuni interesante pe care poți să le urmărești, îmi place televiziunea băiatului ăsta, Liviu Alexa, televiziunea NCN de la Cluj, care preia texte de pe Facebook, de pe bloguri, și au și știrile lor alternative, deci un format nou de televiziune și îmi pare bun, sau canale pe internet, pe YouTube, iată cum face tot unul care difuza de televiziunea lor, un nene... Liviu German sau ceva de felul ăsta îl cheamă. Genare, ți-a pus întrebare. Câți dintre oameni mai citesc în ziua de azi? Foarte puțin. Câți oameni mai citesc în ziua de azi? Întreabă Marian Stoica. Din momentul în care oamenii au acces la calculator și pot găsi o sumedenie de cărți care i-ar interesa, eu cred că E prea la îndemâna oricui cartea de orice tip ca să nu citească. Deja câți citesc, probabil e suficient să urmăriți forumurile ca să vedeți cum comentează lumea și să înțelegeți dacă sunt sau nu prieteni cu cartea. Jale mari în Europa, mai ales în Românica, ca întotdeauna am văzut
Videourile cele, videourile cele cu gropile pe străzi, zici că e război mondial. Da, am filmat mai ieri aici pe stradă, sectorul 5, pe lângă prelungirea Ghencea, și sunt niște hărtoape așa mari. Majoritatea știrilor sunt de rahat și fake news, zice Marian Stoica. Sunt români care se căsătoresc cu moldoveni cei de peste Prut și vin să locuiesc în Basarabia. Poate și eu voi locui în viitor în Basarabia. Natalia știe de ce. Natasha! Te vrea, Mariancic! Eu mi-am luat odată amendă că am stat în cartier la Vrăjeală. E corect așa? Tipa mai intimidează polițiștii. Uneori trebuie să-și facă norma de amenzi și prind tot felul de mocofani, le dau amenzi. Citesc Hoțul de stele, scrise de Marlene Christens. Și apoi va urma NASA, scrise de Anthony Mancini. Bravo! De unde știi că Borea a murit? Borea, acela care era deranjat că noi făceam protest verde ecologist la Kentford. Așa am auzit de la oameni, dintre cei care știau în care subterană locuiește și îl intervievau din când în când ca să hlizească de el pe internet. Și într-o bună zi nu l-au mai găsit, au întrebat colegii lui de acolo și au spus că Borea a murit. Dar oare cât poți să trăiești în guri de canalizare? Eu mă tem că nu foarte mult, mâncând temir ce și inhalând Aurolac sau ce inhalau ei pe acolo. Nu mai zic de cât de nociv, toxic e mediul acela, cât de violent se întâmplă să fie multă lume care ajunge pe străzi. I-am văzut de multe ori pe străzile Chișinăului oameni cu urme Cicatrici cu vizibile de bătături, violență. da, se bat între ei chiar uneori, da. Cineva zice că l-au pus la închisoare, la penitenciarul 13. Poate fi, dar pentru ce să bage un om bolnav, sărac, Nu zi ospitar, hop, să-l bagi la pușcărie? nu ți-ai minte câtă lume ajungea după gratii numai ca să acopere vreo crimă și cel mai des oamenilor le atribuie o crimă care n-a fost găsit făptașul. Tocmai când mă gândeam și eu să închidem, iată, a revenit pe canalul nostru Marian, care a fost în direct și data trecută, numai că nu prea vorbea nici atunci, nici acum. Și când am ajuns să vorbim despre criptomonede, el fiind fascinat de criptomonede și întrebându-l ce înseamnă mining, chiar de curiozitate am vrut să știu ce înseamnă mining, de ce fac mining, pentru ce e necesar miningul, că consumă o grămadă resurse. Băiatul a plecat, că nici el nu știe. Așa a crezut că îl chestionăm așa ca să facem mișto de el. Și acum tot așa, nu știu de ce n-a pornit nici camera, nici microfonul, dar a plecat. Când a auzit că ține minte Era de o mai. glumă, era o glumă despre bani. Cineva a scris pe Facebook că, uite, o cunoștință de-a mea are pensia de 1300 de lei, iar plata pentru încălzire i-a venit 1255 de lei. Și acea persoană întreba, cum credeți? Cum va supraviețui persoana timp de o lună cu restul banilor să trăiască? Ce va face cu banii care îi rămân? Și primul comentariu era, evident, să investească în criptomonede. Da, sau la loterii, sau la păcănele, sau să-și ia bilete de noroc. Sau de odihnă. Dar apropo, ai văzut ce a scris azi ministrul justiției de la Chișinău despre cei care publică facturi mari și zic, ia uitați, s-a dublat prețul la nu știu ce. Zice, aveți grijă că s-ar putea să intereseze aniu de voi sau parchetul, procuratura, pentru Cu că ce te-a aveți uimit? Aveți suprafețe mai mari decât Nedeclarate. din declarațiile de venit și de proprietate și tot așa. Dar aici depinde și cât de rațional folosești căldura. Poți să ții geamurile deschise toată iarna și normal că îți plătești 5.000. Poate unii pentru asta și au făcut suprautilizarea Consum, căldurii ca să poată supraconsum, arăta da. factura. Sau n-au făcut intenționat, dar au pus atât de multe geamuri și atât de subțiri geamurile, încât au foarte mari pierderi de energie. E Și că de asta chiar costă sunt foarte curios, mult. dacă ai o datorie de Nu. pe lunile trecute, îți apare acolo că ai de plată 5.000 de lei. Presupun că și așa putea să acumuleze. Nu, dar este o rubrică aparte care spune de datorii. Da.
Probabil n-am mai primit de mult o factură moldovenească și de aceea nu știu. Totuși mi s-a părut ciudat, mi-a părut așa fapt divers și m-am mirat că ministrul vine cu așa perspectivă, dar după aceea mi-am dat seama că e cam bătaie de joc față de cei care chiar suferă, pentru care e o mare povară factura. Deseori e insurmontabilă, e insuportabilă și omul stă la bloc și nu poate să apuce să-și optimizeze consumul, nu? Nu poate să modifice nici caloriferul, nici geamul, nimic nu poate să facă. Și atunci, cum tu, ministrul al dreptății, să vii să ironizezi pe seama asta? Păi n-a fost înțeleg ironie, chiar a fost un avertisment. A fost un, da, aveți grijă că vă vedem. Faceți așa ca să nu vă vedem, da? Hai să citim ultimele comentarii și să închidem, că deja e 10:30. Marian Stoica zice, majoritatea folosesc Aurolac pe bază de vopsea și sunt periculoase pentru că, în primul rând, distrug plămânii și gâtul. Dar unde ai văzut substanțe toxice sănătoase, știi? Aurolac asta înseamnă inhalare de gaze toxice, care îți dă o stare de euforie sau de amorțală sau de cine știe ce acolo. Și deci toate sunt toxice, toate sunt dăunătoare. Dar Marian zice că și aici în România sunt încă foarte mulți care mai folosesc Aurolac. Foarte mulți îmi spuneau și mie să mă apuc să investesc în așa ceva și i-am refuzat. Se referă probabil la criptomonede. A venit cu noi Constantin Bolo și îl salutăm. Marian Stoica totuși zice că criptomonedele sunt cea mai mare țeapă. La criptomonede stau cam așa lucrurile, bagă 1000 de bani și câștigă maxim 3-4, restul se îngrașă câțiva băieți deștepți. Cam asta. Salut, Constantine, ce vrei să zici despre cultură, problemele semnalate? Gata să închidem, da. Da. Da, vreau să spun că noi acum, din perspectiva culturii moderne, occidentale, trebuie să tratăm critic toate operele literale, operele artistice, inclusiv picturile, sculpturile și așa mai departe, care au fost făcute până acum. Trebuie să condamnăm diferite lucruri, diferite aspecte, dar nu putem să eliminăm toată această moștenire din perspectiva... De exemplu... Versurile xenofobe... Libertate, egalitate. Nu spun greșit, dar anumite persoane au avut și niște prieteni în istoria lor. Noi nu putem strugem statuile tuturor din cauza că anumite persoane au avut și prieteni. Trebuie de spus lucrurile acestea, dar nu este nevoie să începem să distrugem toate statuile cu diferite persoane care au avut, da? Sau să eliminăm operele literare în care sunt de nu știu cum anumite persoane sau grupe de persoane. Deci fac parte din moștenirea noastră, deși noi trebuie acum să educăm oamenii că, iată, așa era atunci, erau sclavi sau existau diferențe de clasă și nu putea cineva dintr-o clasă de jos să se căsătorească cu cineva dintr-o clasă de sus, așa era atunci. Dar putem să eliminăm tot această moștenire și nu ar fi corect. Păi da, eu înțeleg să predai critic versurile din Eminescu sau textele lui publicistice xenofobe, antisemite, să avertizezi publicul, copiii mai ales, despre pericolul pentru democrație, dar să nu facem monument am înțeles. Lui Eminescu, acum să declarăm ziua lui de naștere, ziua culturii naționale, să excludem celelalte naționalități și să facem pe un antisemit și un xenofob, să-l facem erou sau martir. Nu, acum odată ce... Da, Oleg, acum odată ce există biblioteci cu numele Eminescu, poate și nu trebuie denucuit sau nu știu, dar statuile cu Eminescu poate nu neapărat trebuie vandalizat. Vreau să spun că Eminescu a fost un evreu, Eminovici, sau tatăl lui era evreu sârb, Eminovici, și poate din cauza asta, dintr-o perspectivă autocritică, a făcut niște remarci antisemite, să zicem. Poate din cauza asta, din perspectiva asta.
Poate, dar ce avea cu grecotei, cu burta și cu bulgăroi, cu ceafa groasă și tot așa. De ce un jurnalist, hai să spunem, cineva, un epic, să nu facă așa remarci? Poți să fie niște remarci așa metaforici, ia-le ca metaforă așa. Bine, la asta mă gândeam și eu. Libertatea de exprimare permite inclusiv critica, alegoria, metafora, deci în mod normal oamenii au folosit instrumentarul permis de limba română. Da, închipuiți cum au fost tratați turcii așa, în mod oral, de către Vlahi, de exemplu, da? Bun, acum pot să apară și în diferite, și în literatură, pot să apară diferite expresii de acestea. Na, așa a fost atunci, trebuie să explicăm oamenilor că așa a fost atunci, dar nu e nevoie acum să ardem toate lucrurile acestea. Fac parte din moștenirea noastră. Și apropo, sunt lucruri cu care nu neapărat ne mândrim, dar trebuie să recunoaștem că fac parte din moștenirea, din istoria diferitor popoare, inclusiv a acestora din Balcani. Ce facem cu stema sorocii, care nici măcar nu e una medievală, ci e una din perioada interbelică, de pe timpul legionarilor, care dacă reprezintă, e perioada interbelică, care ar, reprezintă un cap de tătar. Un cap de tătar înfipt în suliță. Primul dacă rând e pentru din perioada, că e violent, e vulgar, și pentru că capul de tătar poate fi considerat cap de rom sau cap de hipiot, pentru că e unul cu gâță acolo, cu coada. Da, adică e suficient să-i zici cap de femeie, cap de tătar, că așa spuneau ei în desfășurarea stemei. Însă și fapt e capul uman. Capul uman, asta e problema. E capul bun, cuiva. Deci dacă nu are valoare istorică, trebuie eliminat acest ce e din perioada interbelică sau nu știu care. A spus comisia de heraldică de pe lângă președinție că nu e o stemă oficială, nu e o stemă aprobată. Acceptabilă. Totuși, Consiliul Local de la Soroca l-a votat și nu vrea să-l schimbe. Toate aceste embleme care nu au o valoare istorică, nu au vreo valoare. Din perioada când? Perioada interbelică nu au o valoare. Tocmai că ele au valoare istorică, dar trebuie lăsate să rămână în istorie, pentru că nu poți modifica ce a fost în trecut. Orice cele care monument sunt al lui Stalin, al lui Hitler sau al cui n-ar fi, monument rămâne raportat la perioada când ele erau afișate public. Despre asta vorbești. Da. Dacă interzici un simbol, îl interzici, dar el rămâne în istorie. La fel și cu așa, capul respectiv, da, care era pe o stemă medievală și nu trebuie sub nicio formă păstrat acum. Probabil ar trebui să pui asta în discuție, în cercuri ale intelectualilor sau profesori la școală, spună în dezbatere, până în momentul să insiști până în pânzele albe, până în momentul în care vor decide să schimbe, pentru că oamenii care sunt în Consiliu la Soroca, cel mai probabil nu au destulă carte. Nu pot ei înțelege ce înseamnă drepturile omului. Nu pot ei înțelege că asta poate fi ofensator, capul unui om înfipt în suliță. Poate fi ofensator pentru oricine. Iată, explică copilului tău de ce ai stema asta. Ce o să-i spui? A, acela era un om rău? Nu există. Nu poți să-i explici unui copil că ai pus dacă capul unui om în țeapă, că așa era vremurile. Și acum în descriere oficială de pe dacă site-ul niște primăriei Soroca scrie cap de dușman, nu mai scrie cap de tătar, cap de dușman. Poftim și care-s dușmanii? Dușman. Fii cu gâță și care cu piele neagră? Niște oameni care vin în vizită la noi, cum se numesc, turiști, care se întâmplă să fie din Mongolia. Migranți, și noi le povestim. S-ar putea să fie chiar tătari, exact. Dar e suficient eu să-mi las gâță și să mă duc să dau în judecată administrația locală, pentru că au făcut o aluzie la felul meu de a fura gâță, exact. Da? Și prin asta asmuți oamenii împotriva mea. Aș avea câștig de cauză, cu un jurist bun. Așadar, ce a spus domnul Ghenadi mai înainte? Simbolurile trebuie de condamnat, iar simbolurile și statuile ar trebui adunate într-un fel de muzeu negru sau muzeu roșu al comunismului, de exemplu. Da? Acesta este muzeul roșu al comunismului. Cum este și în București, muzeul comunismului. Deci ele sunt acolo, nu sunt distruse, dar și chiar și diferite literatură de această propagandistică am văzut acolo, când am fost cu cineva, și sunt păstrate și oamenii explică lumii. Uitați-vă cum era atunci. Și aceste, mă rog, exponate, ele sunt acolo, în acest muzeu al comunismului. Da, iată, tinerii verzi au observat efortul meu
și au publicat acum câteva ore o declarație prin care mă susțin și se împotrivesc discriminării și rasismului. Ups, să văd cum pot partaja ca să vedeți și voi și să vă citesc că Partidul Verde, grup de comunicare. Da? Promovarea urii și discriminării rasiale este inacceptabilă. Tinerii verzi acum 6 ore scriau. La Bolintin, românii și romii protestează împreună față de autorități, suspectându-le că sunt complicii interlopilor. Nu e un conflict etnic, dar o moderatoare TV a etnicizat cazul. Asocierea criminalității cu presupusa etnie a infractorilor nu face decât să învrăjbească oamenii ca să-i facă să se urască unul pe altul, să se dușmănească, iar adevărata cauza acestor probleme este incompetența autorităților și asta să rămână în plan secundar. Atitudinea moderatoare de la postul Realitatea Plus este una demnă de organizațiile neonaziste și neofasciste. Pentru cei ce nu știu despre ce este vorba, moderatoarea e fica patronului aceluiași post. A etnicizat cazul spunând că să-i ducem, uite, în India. Felicitări colegului nostru, Oleg Vregă, pentru că a luat atitudine și nu a permis ca acest comportament fascist și rasist încurajat la postul Realitatea Plus să fie trecut cu vedere, sesizând CNA. Nu este vorba despre un conflict între romi și români, ci de unul între cetățeni săturați de abuzurile pe care le comit unii membri ai localității, indiferent de etnia lor, și totodată față de incompetența autorităților. Aici nu înțeleg ce au încurcat ei, pentru că e vorba despre proteste, dar femeia ce vorbește despre crimă, despre omor, despre piatra aruncată în capul celuia care îi alerga. Femeie ce, dacă are origini maghiare, de exemplu, atunci ce ar trebui cineva să o trimită tocmai în unde e acum, unde sunt republici astea mari, Komi, Udmurții, pentru că maghiarii la origine au un strămoș comun cu aceștia, Komi mari și de unde erau pădurile din nordul Rusiei. Nu e nevoie cineva să o trimită acolo unde erau strămoșii ei, pentru că ea are origini maghiare. Așa cum ea a trimis pe cineva în India că ar avea origini indiene, da? Ai zis, Oleg, ai zis mai devreme că n-au fost ei atenți la conținut, dar eu mă bucur că au reacționat prompt. Că am impresia că dumneata ai difuzat tot acum 6 sau 7 ore textul, sau na, acum Da, 2 ore. la amiază am scris plângere Deci pentru ei că au reacționat la unul am prompt la știri. ce ai difuzat dumneata și au mers pe vorba dumitale. Altceva e că puteau să mai iau un ceas, să asculte integral emisiunea și să aibă opinia lor documentată. Și fraza aceea probabil ar fi sunat altfel. Dar felicitări, mie mi se pare un gest bun al tinerilor verzi, ai zis tu, de Da, România, da, nu? da, A? da. Care iată au sesizat și ei că există o problemă. Până nu înțelegem că ea există, până nu vorbim despre ea public, s-ar putea să se repete, s-ar putea zi de zi să vezi la orice alt post de televiziune o astfel de activitate orchestrată. Iată că Institutul Elie Wiesel a făcut ieri o declarație prin care și-a anunțat protestul față de mesajul fascistizant al moderatoarei de la Realitatea TV. Problema e că eu azi abia la 1 am scris petiția mea la CNA și nu împotriva femeii este, pentru că pe asta n-am prins-o ieri în direct și nici n-am găsit pe canal emisiunea ei, pe canalul Realității. În schimb, eu am făcut, iată, plângere pe știrile de azi, moderate de femeia asta, care am zis, ea și cu reporterul de la Bolintin au vorbit cât se poate de neutru. Problema era în burtiera asta care stigmatizează, da? Și dă vina pe romi. Deci comportamentul romilor, în titlu zice, victima romilor, când de fapt victima n-are etnie, agresorul n-are etnie. Era un incident nefericit când unul i-a alergat pe patru și unul din cei patru a aruncat o piatră. Adică ce treabă are aici etnia? Că e rom, că e nerom. Oricum, e bine că măcar unii mișcă și că se interesează de problemele astea. Mai ieri am semnalat svastici prin oraș și mesaje tot așa rasiste, homofobe, antisemite, romafobe. Am făcut un protest la primărie sector 5, unde primar e populistul Piedone. Am făcut și o plângere sau un denunț penal și am fost audiat în consecință de către poliție în cadrul unui dosar penal.
Și după aceea am făcut un protest la primărie sector 6, unde primar e un fost onegist și liberal Ciucu. Dar acolo ați văzut, a tăbărât poliția pe mine și chiar a doua, a treia zi mi-a trimis și amendă de 1000 de lei, ci că pentru protest neautorizat și făcea zgomot, tulbura liniștea publică, sfânta liniște publică pentru poliția din statele totalitare. 1000 de lei, vă dați seama, mă ruinează asta cu amendă de 1000 de lei pentru libertate de exprimare, pentru un protest antifascist. Oleg. Da, Constantin. Apropo de svastică și de steaua cu cinci colțuri care este asociată regimului comunist. Așadar, svastica asociată regimului nazist și steaua cu cinci colțuri asociată regimului comunist. Originile lor sunt mai vechi, mai sofisticate. Svastica este de origine budistă și are o semnificație de ciclu al renașterii și al distrugerii. Steaua comunist, asta la japonezi, de exemplu, da? Steaua comunistă tot așa, un ciclu al renașterii și al distrugerii la chinezi. Acum, oamenii trebuie să fie educați. Dacă ajung într-un templu din Tibet sau din Japonia și văd această svastică, oamenii trebuie să știe ce înseamnă asta. Acum, nu trebuie să vină cineva și să distrugă acele temple. De asemenea, când cineva vede această stea cu cinci colțuri în China undeva sau, nu știu, în Hong Kong, trebuie să știe lucrurile acestea. Sau, deci, sau pe stema Uniunii Europene. Sunt 12 steli cu cinci colțuri. E adevărat că nu sunt roșii, sunt galbene. Aurii. Da, vreau să spun că aceste simboluri sofisticate au o filosofie întreagă, dar ele au ajuns pervertite. Acum, ce ține de societățile care au suferit așa niște dictaturi, inclusiv Moldova, în aceste societăți, da, trebuie să fie interzis. În Germania este interzis simbolul svastică. În Moldova nu trebuie să fie permise să fie partide parlamentare cu simboluri sau cu denumiri asociate acestor regimuri totalitare. Așadar, Partidul Comuniștilor, dacă vrea să fie partid, trebuia mai întâi să fie obligat să schimbe denumirea și simbolurile. La fel Partidul Socialiștilor. Eu cred Socialiștilor. Că noi pierdem în alt subiect. Asta deja e pentru o altă ediție, dacă vrei să discuți subiectul respectiv. El a fost abordat atât în Moldova acum ceva timp, dar noi am înțeles că dacă insiști ca partidul să-și schimbe numele, tu nu rezolvi nimic, pentru că ei doctrina o păstrează, membrii rămân, aceiași hoțomani vor decide soarta Moldovei. Mai nou nu e o măsură. Au apărut partide care nu se numesc comuniste. Iată, Partidul Șorț sau Partidul Democrat, care sunt la fel de furăcioși, la fel de certați cu legea. Stop, stop. Și sunt votați. Deci problema noastră e lipsa de cultură. Nu, nu e o măsură. Că avem simboluri neinterzise încă. Ce am spus eu, nu este o măsură, n-am avut în vedere să fie o măsură de eliminare a acestor partide, dar o măsură din principiu. Deci n-am spus să fie interzise aceste partide, am spus să fie obligate ca să nu, e o rușine națională să se numească un partid așa. O să fie aceiași oameni, aceeași doctrină, dar măcar să nu fie... Eu cred că e rușinea mai mare să nu citești carte, rușinea mai mare să nu te informezi, rușinea mai mare să nu scrie în limba ta. Dar faptul de că altfel, un partid se numește așa? De altfel, guvernul României sau autoritățile române au interzis reînregistrarea Partidului Comunist și acela s-a adresat în instanță și după aceea la CEDO. Și a pierdut procesul. CEDO a considerat că nu e obligat statul să înregistreze un partid cu numele unei ideologii care a făcut atâtea și nu, daune. Da, dar nu există niciun lege care să scoată... Partidul Comunist n-a fost condamnat precum Partidul Nazist. Aici e problema. Deci n-a existat Partidul un tribunal internațional de la Nürnberg. Bun, Vecislav Molodiuc se miră ce partidele dar noastre au doctrine. Simbol. Ce partidele noastre au doctrină, se miră Vecislav Molodiuc. Ce părere aveți despre unirea Basarabiei cu România? Se întâmplă, da? Se întâmplă de câte ori te-au întrebat în emisiunile tale, probabil ar trebui să zici da și punct. Unirea se întâmplă oricum. Afaceriștii vor avea tot mai multe relații împreună, oamenii de cultură vor avea tot mai multe contacte și se întâmplă oricum, chiar dacă nu la nivel noi, oficial. Globalizarea face unire. Uite, da, uite, eu sunt la București, Costea e la Chișinău, Ghenadi e Islanda și globalizarea dar încă face n-am unirea. Avut, încă n-am avut politicieni, nici chiar în România, dar mai ales în Moldova, destul de curajoși. Nici măcar pentru Transnistria destul de curajoși n-am avut, nu că pentru unire. Acum, cu nici pentru Găgăuzii n-am avut. Acum, cu ocazia războiului, putem să ne unim. Vă simțiți români? Zice Jack.
Ți-ai minte, Ghenadi, declarația noastră din timpul comuniștilor? Cu tot clanul Bregne ne-am declarat români și unioniști. Inclusiv bunicii noștri am obținut, pornește microfonul, pe bunicii noștri chiar am obținut acordul lor să semnăm și pentru ei. Pornesc eu microfonul? Da, nu, mă gândesc dacă acum s-ar pune subiectul ăsta respectiv printre oamenii care atunci au semnat. Nu cumva unii ar spune, da, dă-mi pași odată. Apropo, am constatat mai ieri, am început să interacționez cu lume nouă, din ăștia care comentează, care ne critică, ne susțin, și constat stupiditatea răspunsurilor de la oamenii pe care eu nu-i cunosc. Pur și simplu, salut, ce mai faci, ce e acolo? Când vorbim despre România și spațiul românesc, ia dă-i pași, n-aud ei. Dar ce rău ți-au făcut? Nu mi-au făcut nicio rău, dar să n-aud ei. Și mă gândesc, oare cine, cum, în ce condiții este cultivată românofobia în Moldova? Că parcă avem parlament, avem guvern, avem instituții ale statului, parcă cumva tindem să ajungem și noi Uniunea Europeană, acceptăm orice ajutor românesc, da? Vin loturi de carte an de an, bibliotecile toate sunt pline de carte aduse prin fonduri românești. După aia grădinițele, școlile sunt reparate din bani românești. România ne-a susținut de fiecare dată, de fiecare dată când îngheța curul de frig. N-aveam lumină, n-aveam căldură, n-aveam gaz, România ne-a susținut. Și la urmă ajungem să înjurăm rusești la București, aici mi se pare mizerabil. Pentru categoria acestor oameni dezinformați de care ai în vedere, influența muzicii rusești, a știrilor de pe canale rusești sau de pe canale care preiau, da, știrile rusești, această influență culturală, în ghilimele, este mai puternică decât informația care, de exemplu, trebuie să fie predată la școli. Da? Cine e generație? Această generație care ai în vedere, nu știu dacă o să fie unionistă sau prea patriotă, dar cred că generația viitoare o să fie altfel. Fraților, e aproape ora 11, mai sunt comentarii. Unul îmi reproșează că de ce nu vorbesc civilizat cu rușii, ceea ce nu e adevărat, eu vorbesc cât pot de civilizat cu toți. Inclusiv cu rușii, vorbesc pe vloguri, pe live-uri din Federația Rusă, în care participă foști sovietici din toată lumea, din Israel până în Lituania, Statele Unite, la Elena Capulova, vedeți, unele videouri le-am copiat și la mine pe canal. Deci nu puteți să-mi reproșați că aș fi neprietenos cu rușii, mai ales că știu, vorbesc limba rusă și când omul nu mă înțelege, vorbesc limba mamei lui sau a ei. Deci nu puteți să-mi reproșați că aș fi naționalist sub aspectul ăsta, decât dacă sunteți rău intenționat și vreți să mă puneți în lumina negativă. Poate neplăcut negativă. E că probabil oamenii nu fac diferența. Dacă îl critici pe Putin, automat ești antirus. Măi, exact cum a fost celor care îl susțin pe Putin, din momentul în care Putin e agresor pentru toate statele vecine, iar el rămâne la putere de 20 de ani, noi cumva suspectăm rușii de rând de complicitate cu Putin. Voi involuntar îl susțineți în acțiuni criminale, pentru că armata aceea care e în Ucraina, care a fost în Georgia, cei care au invadat mai ieri Kazahstanul, sunt oameni ai Rusiei, nu e Putin acolo. Deci de ce voi executați ordinele astea ilegale? Puteau oamenii generali spune că noi nu executăm ordine ilegale, punct. Aici e problema. Ați observat, ați urmărit scandalul cu Eugen Doga mai ieri. El a semnat o declarație prin care cere retragerea armatei a 14-a rusești și dintr-o dată au început să-l belească, să-l compromită în mass media rusească și atunci unii îl trimit. De ce? El a devenit cunoscut în lume datorită studiilor la Moscova, datorită Moscovei și acum de ce el e împotriva Moscovei? Păi el cere retragerea armatei a 14-a, cum e împotriva Moscovei? Nu, adevărul e că au foarte multă influență la Chișinău. Rușii, prin mass media multă și puternică și plătită cu bani grei, are influență la Chișinău. Nu întâmplător. Te referi la Kremlin, la Federația Rusă, nu te referi la ruși. Rușii, da, Federația Rusă. Au foarte multă mass media din asta care reușește să le captiveze atenția basarabenilor. Și din păcate ei consumă foarte mult produs mediatic rusesc.
au avantajul Moldova, că... Moldova da, e sub ocupație mediatică rusească și acum. Am arătat de câteva ori cu clipurile mele. Cultura... Pot fi și calitative, dar au marele dezavantaj că basarabienii, nefiind oameni citiți, nefiind deschiși pentru lectură, pentru carte, pentru educație, cad în capcana de a privi căcaturi, emisiuni bune, dezbateri bune, nu prea am văzut, nici să le promoveze pe pagina lor, nici să le discute. Sunt o grămadă evenimente care au loc în Rusia și care au rezonanță, au ecou printre intelectuali și în afara țării, iar basarabienii noștri n-au auzit de ele, nu știu nimic. S-a întâmplat acum jumătate de an, acum o lună, astăzi s-a întâmplat ceva și ei nu urmăresc, ei nu știu ce discuții poartă opoziția din Rusia, de exemplu. Vyacheslav Molodiuc totuși se miră că a observat mai multă rusofilie în România decât partea cealaltă de Prut. Nu, n-aș zice. În cultura română există chiar expresie, ești urât ca limba rusă. Deci rusa le-a fost impusă românilor aici pe timpul lui Gheorghiu Dej și ei nu prea iubesc limba rusă. Foarte puțin sunt rusofili aici. Dar probabil oamenii sunt surprinși să vadă rusofilie și în România și de aceea le sare în ochi. Dar nu se observă în România prea multă rusofilie. Poate și o șoacă. Cât de subtil promovează ei știrile de căcat de Rusia în România prin propaganda care habar nu are pe ce lume trăiește. Din ăștia oameni care dau like la chestii naționale, chestii port costum România sau nu știu ce. Și după ce grupul respectiv ajunge la 360.000 de membri, încep să-l lingă în cur pe Putin. Deci sunt subtili dracii. Să difuzeze știrile. Hai te rog. Vorbește frumos. Vorbește civilizat. Și dacă ești islandez. Vreau să spun că în România, în România tocmai eu am observat că au o metaforă în ce privește rușii și îi numesc porci. Ce căcat! Oleg! Oleg! O să ies dișe, dacă încă o dată mai aud asta în rușine, o să ies dișe. Deci, din potrivă, îi numesc porci pe ruși, oamenii din România. Mai generalizând, poți așa să numești pe oricine, și pe români nu, poți să numești porci, pe englezi, și pe americani, și pe oricine, pe islandezi poți să-i numești porci, generalizând. Dar dacă ai un pic de minte și un pic de luciditate, nu spui unei nații că toți sunt porci, toți sunt nu știu ce. Da? Unul a comis-o, a făcut o lată, despre ăla poți să spui pentru că așa crezi tu. Dar nu generalizezi despre toată nația să spui într-un fel sau în altul, pentru că e greșit. Bun, fraților, e aproape ora 11 și cred că trebuie să încheiem. Mulțumesc pentru participare. Hai să vă rog să cenzurați cuvintele pentru că sunteți foarte ascultați. Foarte mult se uite la voi, vă rog să cenzurați. Uite 7 oameni în direct, lasă suportul. Dacă am zis un cuvânt care nu e la locul lui, îți comentez acolo și am să rectific. Data viitoare spun la lins pe cur, nu în cur. Bun, hai să o lăsăm. Că Constantin e pudic. Bun, noroc.